și eliberează-te, dezleagă-te de că suntem together, suntem împreună în tot ce se întâmplă. Nu suntem împreună, dezleagă-te. Poate după aia te lege înapoi cu împreună. Dar deocamdată tot împreună, împreună, la tot pasul, împreună. Și simt că nu e așa, nu e al meu. De ce? Imaginează-ți, ai sărit în lumea ta. Am mai zis-o, tu, firul tău și atât. Și amintirea ta despre pământ și oamenii și tot. Proiecțiile tale, problemele tale, tot din moș strămoș, ce face clirul. Și fiecare om, dacă e așa ceva pe pământ, că nici asta nu sunt sigură, mă dezleg și de asta, e ca și cum ești doar tu, ca în filmul ăla, cum ziceam, striga, e cineva și asculta și avea interferențe și nu răspundea nimeni pe pământ, era singură. Era un film drăguț, da? Coșmaric. Ok. Ăștia suntem, fiecare pe pământul lui. Tu ești pe pământul tău, cu fiul tău energetic, cu lumea ta, amintirea despre lumea ta, încă o dată. Și începi să clear, încerci să clearui, să faci, să vindeci, să nu vindeci, să cum simți. Tu e drumușorul tău. Fiecare om e pe pământul lui. El nu are cum să fie împreună. Atunci nu știu ce ar fi. Adică ar fi interferențele care au și fost tot timpul și au deranjat și au, nu știu, au deranjat. Acum eu așa simt că se încearcă fiecare pe pământul lui sare, fiecare în lumea lui, fiecare răspunde de ce proiectează, de ce cliruie, de tot ce se întâmplă în jurul, înăuntru lui și în afară. Fiecare om, dacă mai e, mai sunt oameni. Acolo ai ajuns, acolo dezleagă-te de tot ce ai crezut până acum. Că suntem împreună, că trebuie să ne adunăm, că trebuie online să ne gândim. Dezleagă-te de tot. Ești doar tu în fața camerei. Asta e lumea ta. Atât, atât. Tu până acum tot erai împreună, împreună, hai să hai împreună, da? Te-ai aruncat în extrema aia. Acum ai sărit din ea și ai ajuns la în punctul unde vezi mai departe ce faci. Da, asta vreau să zic. Gata, te-ai dezlegat. Ești doar tu și încă o dată, ce înregistrezi, că rezonează undeva, că nu rezonează, n-ai nicio treabă. Ce înregistrezi e doar pentru tine, e ghidarea ta dinăuntru, e ghidarea ta dinăuntru. Eu când mă mai uit la înregistrări de o lună în urmă, de câteva zile, la un moment dat stau și mă uit la ei, unele nici nu le țin minte și e ca o amintire, vezi că asta faci, vezi că acolo ești. Vezi că nu mai faci asta, e doar pentru tine, încă o dată. Că mai iau și eu pe arătură, că vezi, Doamne, să vezi lumea și multă lume care... Nu, tu o proiectezi, ai grijă. Deci tu iar o iei pe arătură aproastă. Iar proiectezi multă lume, iar webinare, iar că stăm și ne, da? Ne adunăm noi împreună să salvăm. N-ai ce salva. E dinăuntru tău. Tu dacă vezi lucrurile, trebuie să salvezi. În asta îți dezbați toată viața, salvând. Dacă vezi lucrurile că deja s-au cliruit și ai trecut la alt nivel, tu le vezi, tu le hotărăști, tu le accepti. N-ai treabă cu, a, acum se întâmplă nu știu ce, a, acum e... Pentru că tu din tine te sari dintr-o lume în alta, dintr-o stare în alta, dintr-o... Când ai înțeles ceva, experiență personală. Când n-ai înțeles, iar ești trimisă, dusă înapoi, în spate, trimisă, să nu știu unde. Tot tu de tine. Da? E foarte frumos. Și acolo ești. N-ai treabă cu nimeni. N-ai treabă. Păi, dar cum? Băi, suntem împreună. Nu, te dezlegi. Te dezlegi de tutti, de tete. Acolo ești. Ok, asta vreau să zic, da. Că mă uitam la așa. Noi suntem împreună, să nu uiți că toți suntem în și nu ești singură și nu ești, da, acolo te trezi în programelul ăla. Toți suntem împreună, nu ești singură. Gata, te dezlegi, te-ai vindecat un pic, gata, ești copăcel, ești pe piciorușele tale. Ești bebe la 3 ani, ori 4 ani, ori 4, 5, 6, da? Cum crești?
Așa și, spirit, și în înțelepciunea ta de deschidere spre o lume mai bună sau spre a înțelege lucrurile. Da? Gata, nu mai e treabă cu nimeni. Te mai uiți de mai una alta care tot sunt proiecțiile tale. Acolo ești? Bună ziua, la revedere! Ok!